secția Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău tinde să aibă soarta secției de cardiologie. Potrivit reprezentanților Casei Județene de Asigurări de Sănătate, secția mai funcționează doar cu 2 medici. Situația este similară cu cea din secția de cardiologie, acolo unde pacienții sunt în grija a 2 medici după ce activitatea fusese la un moment dat suspendată din lipsă de specialiști. Programul de diabet zaharat desfășurat în Spitalul Județean de Urgență și prin 7 medici de specialitate necesară, fiind de 16 medici de diabet. Și Spitalul Județean câți medici mai are de diabet? Spitalul Județean mai are 2. Postul medic în bolnav a fost în anul 2020-1490 și în anul 2022-1465 de bolnav. Potrivit datelor CJAS Buzău, numărul de bolnavi pentru care a fost asigurat tratamentul specific în primele 9 luni ale anului 2022 este de peste 16.000. Există și o veste bună pentru pacienții bolnavi de diabet. În cadrul Programului Național de Sănătate, pacienților li se asigură gratuit medicamentele, testele de automonitorizare necesare, pompele de insulină, sistemele de monitorizare continuă a glicemiei, precum și consumabilele acestora. Noutatea acestui an a fost la Spitalul Județean se pot monta acum pompele de insulină, care până acum se montau doar în centrele regionale, respectiv la Iași. Acum Spitalul Județean a primit fonduri și doamna doctor Marinescu de la Spitalul Județean are competența să monteze aceste pompe de insulină și senzorii aferenți, costurile lor ridicându-se la 500, ei au avut un buget de 15.000. Anul acesta, față de 250.000 care au reprezentat materiale consumabile în anul 2020, sunt aplicate pe corp cu senzor care se monitorizează pe o aplicație mobilă, pe telefon mobil. În primele 9 luni ale anului 2022, prin CJAS Buzău, au fost asigurate fonduri pentru pompele de insulină în cazul a 6 bolnavi și materialele consumabile pentru sisteme de monitorizare continuă a glicemiei pentru 28 de bolnavi, numărul acestora fiind în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut.